Maimuțele poiangen sunt adevărați acrobați. Ele sar de pe o creangă pe alta, uneori dintr-un copac în celălalt. Maimuța poiangen este un animal de tip mamifer ce se întâlnește în pădurile tropicale din Mexic până în nordul Americii de Sud. Există șapte specii de maimuță păianjen, din care maimuța poiangen cu capul negru este pe cale de dispariție. Din cauza dimensiunilor mari, maimuțele au nevoie de suprafețe mari de păduri veșnic verzi. Preferă pădurile liniștite cu un climat mai umed. Dieta maimuțelor păianjen este formată 90% din fructe, frunze, alune, nuci sau flori. Ele pot trăi perioade lungi doar cu unul sau două tipuri de fructe pe care le mănâncă întregi. Dacă hrana nu se găsește de ajuns, ele pot mânca și insecte, scoarță de copac sau miere. Maimuțele păianjen cu mâini negre rare ori coboară din vârful copacilor. Când puiul maimuței păianjen cu mâini negre ajunge la un an, acesta se poate cățăra și singur. Puiul maimuței păianjen se ține strâns de pieptul mamei sale până când ajunge la vârsta de 5 luni, apoi se mută în cârca ei. Atunci când un pui de maimuță nu poate să treacă dintr-un copac în altul, mama își folosește trupul pentru a face un pot pe care puiul să treacă. Maimuța păianjă se folosește de mâini, de picioare și de coadă pentru a se ține de ramuri. De altfel, poate să atârne de o creangă folosindu-și doar coada. Cozile pot avea lungimi până la 89 de centimetri și sunt foarte flexibile. O astfel de coadă se numește prehensilă. Mă bucur că m-ați urmărit până aici și vă aștept cu mare drag să facem cunoștință și cu alte animale. De altfel, nu uitați să vă abonați, deoarece postăm clipuri noi în fiecare săptămână.